Un like pentru sănătate. Resursă educațională pentru clasa 5 -a la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală. Fiecare dintre noi cunoaștem acest semn și îl asociem unui lucru care ne place, ni se pare important, interesant sau bine de știut. Tu ai acordat like sănătății? Sunt convinsă că răspunsul tău este unul afirmativ. Sănătatea este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Ea este o stare de bine pe care o simți la nivel fizic, când nu te doare nimic sau nu e medicamente, la nivel mental, când ai încredere în tine și reușești să găsești soluții pentru a depăși o dificultate întâlnită, și social. Ai o comunicare bună cu cei din jurul tău și reușești să-ți faci prieteni. Îți prezint 5 tineri. Este vorba despre Irina, Ana, Crina, Mihai și Ionuț. Ei au nevoie de ajutorul tău pentru a înțelege ce au făcut bine și ce au greșit în comportamentele pe care ți le vor prezenta. Pentru asta, te rog să fii atent la ceea ce face fiecare dintre ei. Irinei îi place să își petreacă timpul cu prietenele ei. De obicei, după ce își fac temele și învață pentru a doua zi, ele merg la plimbare. Spre exemplu, aseară au fost în parc. lui Mihai îi place foarte mult să se joace pe calculator. El susține că are câteva jocuri foarte tari. Aseară s-a jucat până la 12 noaptea, a ajuns la nivelul 8. El așteaptă cu nerăbdare să ajungă acasă pentru a continua jocul. Pentru el, Azi au trecut greu orele la școală. A fost atât de obosit încât era să doarmă. Ana i-a ajutat azi pe părinții ei la cumpărături. Pentru ea au cumpărat trei alimente. Ciocolată, bomboane și cipsuri. Când a ajuns acasă, s-a dus în cameră cu aceste produse și a luat telefonul și a butonat ronțăind toată seara. Lui Ionuț îi place foarte mult fotbalul. De trei ori pe săptămână, participă la antrenamente de fotbal. La sfârșitul fiecarei săptămâni, iese în parc cu fratele lui și cu părinții, unde se plimbă cu bicicletele sau se joacă cu mingea. Crina a fost bolnavă în ultima perioadă. De o săptămână nu a ieșit din casă și s-a plictisit. Nu a avut chef de nimic. Nici poftă de mâncare nu a avut. Ne spune că la sfârșitul săptămânii va mai sta trei zile în casă să recupereze ceea ce au făcut colegii ei la școală în perioada cât ea a fost bolnavă. Analizând comportamentele celor cinci copii, stabilește care dintre ele au fost comportamente sănătoase și care au fost comportamente nesănătoase. Realizează în caietul tău un tabel după modelul dat. Notează pe prima coloană numele celor 5 copii, iar pe următoarele coloane comportamentele sănătoase, respectiv pe cele nesănătoase, manifestate de fiecare dintre ei. Oprește prezentarea până la finalizarea sarcinii, când te invit să prezinți colegilor tăi ceea ce ai notat. Compară răspunsurile tale. Cu ceea ce am notat eu. Câte dintre aceste comportamente le-ai identificat și tu? Ce le-ai recomandat lui Mihai, Anei și Crinei? Acum, Notează trei comportamente sănătoase și trei comportamente nesănătoase pe care le ai. De exemplu, faptul că mănânci regulat e un comportament sănătos. Un exemplu de comportament nesănătos ar fi să nu te speli pe mâini înainte de fiecare masă. După ce le-ai notat pe acestea, identifică alternative de comportamente sănătoase. Gândește-te la alimentație, igiena personală, program de odihnă, exerciții fizice sau alte comportamente care te ajută să-ți menții sănătatea. Discută cu colegul de bancă ceea ce ai notat, apoi găsiți argumente pentru care este important să manifestăm cât mai multe comportamente sănătoase. Așadar, nu uita să acorzi zilnic importanța necesară sănătății tale.